Atenție mare! Rebecca are niște reacții în casa iubirii. Vă rog să urmăriți reacțiile ca să le comentăm după aia și trecem dintr-una într-alta. Rebecca, dacă mă vezi, dacă mă auzi, bravo, dragă, bravo! Vine pe Virginia. Nu cred. What? Era sigur. De ce? Dar de ce? De ce? Poate vrea să vorbească despre tine, că ea este colega ta de cameră și știe. Aaaa, lasă-mă, și nu putea să mă întrebe pe mine. Păi cum se trebuie pe tine? Aiurea să fac așa după ce i-am zis nu la Bogdan. Stai, nu te supăra, cum aveți supă? Nu supăr, dar urât. Pe mine mă interesează să mă ce zic. Hai să zic drept acum de ce te-ai închemat. Pentru că simt oarecum că eu și cu Rebecca ne apropiem mai mult și eu vreau să văd alte păreri și gen, tu ești prietena ei. Poți să-mi spui, de exemplu, dacă tu chiar o vezi interesată? Eu o văd interesată, dar cred că am văzut-o cu toții, nu? Așa, eu am avut dubii uneori. Așa, ai crezut vreun moment că o să se apropie de Bogdan și nu de mine? Sincer? Sincer. Nu. Nu vreau să-i spui nimic. Din ce am vorbit? Nimic. Pe care e planul? Zici și mie dacă tu mă chemași aici? Dar da, joci cu plan, da, joci în plan da, cu mine. Da. Firea ei răzbunătoare. Arăți nouă cadru. Stai calmă. Păi da, sunt calmă, dar vreau să aud. De ce mai stai cu mine în brațe? De ce mai... No. Dacă ar fi cine știe ce, ți-ar da cadru. Dar nu contează, cum adică? Păi vrea să chem și eu al băiat, ce are, e rău. Ce vrei? Tu l-ai sunat pe FaceTime. Ce părere ai? N-am zis că vreau ceva. Și atunci, la revedere. Ce părere ai, Rebecca? Nicio părere. Te chem la camera roșie, ca să știi. Bine. Ce-ai făcut? Păi, cum adică? Eu am fost sincer, mi-am asumat, am zis că îmi place de el și așa, și tu faci chestii de genul. Urât. De ce-ți vine să plâng? Nu vine să plâng. Nu, nu e adevărat. De ciudă? Da, de ciudă. Ești geloasă? Da. Oh. Păi știi de ce ai zis asta? Că mâine chem pe altcineva? Ca să-i întorc. Nu pot să cred. Păi ai zis că nu ești răzbunătoare. Păi da, ajuns ziua de mâine și făcui? Crezi că el o să fie deranjat de faptul că tu ești deranjată? 100%. Sau stânjenit și o să regrete? Nu, cred că nu se convină. Nu se convină. Ce am zis până aici, da, mi-a somn. Știi că te-a ascultat? A ascultat acum? Mm. Are rău. Ce zici tu? Ăsta a fost un test care a ieșit lui Anthony glanț, pentru că Anthony, de fapt, a făcut șmecheria cu Virginia ca să vadă cum reacționează Rebecca, pe care o bănuia a fi un temperament ușor răzbunător. Și până la urmă, femeia a avut dreptate. Femeia? Da. Bărbatul? Rebecca. A, înțeleg. Cum adică femeia, bărbatul? Rebecca. Păi nu, m-am gândit că ai zis că testul lui Anthony a funcționat nu. La urmă Anthony a avut dreptate. Ea s-a șupărat și el a avut dreptate, de el a pierdut la loz. Uh-huh. Pentru că dacă o pierde pe Rebecca, s-ar putea să fie o mică problemă undeva. Eu zic că lucrurile se pot rezolva atâta vreme cât Rebecca va ști ce s-a întâmplat și mai ales de ce. Asta pentru că nu pot să nu observ cât de drăguț a fost Virginia și vezi, a demonstrat că poți să ai încredere în ea. Atâta vreme cât ea a vorbit cu Anthony și au stabilit să fim nu... cu o vorbă. Exact, să fie secret ce s-a întâmplat, să nu da, plece da. Din camera roșie ce s-a discutat. Ea s-a ținut, chiar dacă a văzut-o pe draga de Rebecca că e un pic supărățică, că nu i-a picat foarte bine... N-a zis absolut nimic, pentru că-s convinsă că va veni momentul în care Virginia îi va putea spune sau chiar Anthony îi va putea spune. Și atunci lucrurile se vor relaxa extrem de tare. Bun. Dar e normal, adică într-o situație de genul... Dar tu ce ai fi făcut? Na. Eu știu ce aș fi făcut. Probabil că... Nu știu. Probabil în orgoliu mi-aș fi pus o mască din asta de petră și aș fi încercat să mă duc în altă cameră să văd ce se întâmplă. O să vedeți, se face un schimb de camere foarte interesant. Foarte între fete interesant. Și băieți. Da. Și să vedeți acolo gelozie la Robi. Inițial am vrut să chem pe altcineva, dar o să chem altă persoană. Să vină Rebecca. Na. Rebecca!
îți spuneai că foarte urât. Așa. Că eu pregătisem asta pentru el. Nu-ți-a dragă de nu-n cadru. De ce mă fac? Și să-ți fie rușine. De ce dragul, dragostea mea? Mă las să am și eu camera asta liniște cu Rebecca, te rog frumos. Deci, oh, 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 el și el în camera roșie cu alta, de ce dragoste? Așa, ce de ce mă chemași? L-a chemat Antonie pe Virginia? Da. Nu cred că a trecut peste absolut tot Virginia. Păi da, nu? În modul ăsta și pur și simplu cred că dacă m-aș duce acum să o întreb, nu cred că ar vrea. Dar tu ai vrea să accepte să vă împăgați? Da, clar că aș vrea. Dar cred că nu e momentul potrivit. Nu, nu e momentul potrivit. Mai, opa. Mă așteaptă la acolo, așteaptă la acolo și când vine bam, croșeu. Acolo să-l aștept sau jos? Dar de ce nu? Aici după perdea. Pe Robi. Nu, aici după perdea, Virginia. Bagă-te în grădină să vezi ce vorbește. Cine ce vrei? Virginia. Virginia. Bagă-te în grădină să vezi ce vorbește. Grădină. Nu, dacă nu că trebuie să-l aștept. Dar stai și voi îmbrățișați. Chiar, Robi, nu-i pentru tine, Robi, nu-i potrivit. Uite-te și tu cum ce vreau să-i comportă Patrick. Tu și Patrick de la început ați avut o chimie. Ah, stop! Robi, vai, Doamne! Nu-i ceea ce pare. Având în vedere că Virginia nu pregătește, că nu pregătește. Ea nu mănâncă, nu bea cafea, foarte rar, nu interesează partea asta de bucătărie. Corect. Și totuși a făcut asta, nici nu mai contează ce ți-a pregătit. Putea să-ți pregătească, nu știu, orice. Okay. A făcut asta pentru tine, cu gândul că tu o să o chemi. E că era ceva drăguț. Păi, pe masă. I-a făcut lui Patrick, dita mai platou. Vai, Doamne, păi, mai știu cum arăta. Cinețică... A fost pedeapsă. Deci... Gata, Virginia, ai cartonaș galben, degeaba te scoți. Nu, nu mă zic că are cartonaș galben. Dacă nu directorul. Tot ea? Da. Doamna Andreea, noi ne înțelegem bine, n-avem... Mergem spre bine. Observăm. Spatele. Nu atât de bine, înțelegi foarte bine, dar nu atât de bine precum se înțelege cu Patrick. Draga mea, lucrurile îmi sunt clare și vreau să mărturisesc eu ceva. Eu nu știu dacă vorbești cu Virginia public, sau cu mine. Draga mea, asta, cu tine. Păi nu, și cu Virginia, la fel vorbești. A, nu, cu Virginia sunt Virginia, dacă mă vezi, dacă mă auzi. Draga mea colegă, aici, în mod public vreau să recunosc că m-am înșelat. În legătură cu... Tu ai avut dreptate. Flerul m-a trădat. În legătură cu Virginia și cu Robi. Eu când îți zic... Da. Și și acum, da, ai văzut-o că mustăcește. Păi tocmai, de asta spun. E clar că m-am înșelat, e clar că cei doi se plac în continuare. Dar știi ce mi-e teamă? Mm. Că Virginia și Patrick intră într-o zonă periculoasă. Adică? Ceea ce engleză numește the friendship zone. Că ei înainte se mai tachinau, și mai de ce e periculoasă? Dacă intră în friendship zone, s-a terminat cu... Păi bineînțeles. Adică, cum adică bineînțeles? Păi atâta vreme cât... Pare să că s-au deschis ambasadele între ea și Robi și că lucrurile, ba prin tachinare, ba prin un sandwich, ba printr-o ochiadă, ba prin... Adică e clar și simte și Virginia, simte și Robi, e din partea amândurora cumva conexiunea asta între, da, ei. Numai iar că la momentul... Patrick, da, se vede clar că e prietenie. Problema e când Robi o să se răcească, pentru că îi știm acum algoritmul, și când Virginia o să pice iarăși în șpagat pe două scaune, te trezești că iar o lasă... N-ai de unde să știi niciodată. Și atunci Patrick niciodată era bun așa. Să-l, da, ținem acolo, să n-ai nu fie de unde să știi prietenul niciodată cu care faci ce se poate glume. Da. Dar fii atent cum e. Mie mi-a plăcut cum i s-a schimbat fața lui Robi când, da, i-a văzut pe cei doi unul lângă altul. Deci fii atent, el era atât de fericit pentru că avea în farfurie sandvișurile făcute de Virginia și era, mi-a făcut Virginia sandvișuri. Era, adică fața lui, știi, se uita în farfurie și probabil asta gândea. Ce drăguț că mi-a făcut Virginia sandvișuri.
pac, a ridicat ochii și i-a văzut. Drăguț și ceilalți doi cum au jucat-o, au jucat-o foarte bine. Dar prietenește. Ne întoarcem imediat.